Bună seara! Nu mă așteptam să intru așa repede pe scenă. Vreau să mă reculeg mai înainte și să ascult opinii, însă deja ceea ce s-a spus până aici mi se pare nu numai foarte interesant, dar și foarte aproape de ceea ce gândeam eu despre această carte, atât cât am putut să o văd. Da, este o culegere de texte prezentate în ordinea lor cronologică, am înțeles, ceea ce face lucrul foarte interesant, pentru că, iată, ordinea aceasta cronologică ajunge să fie și ordine logică, cumva. Ceea ce înseamnă că lucrurile au evoluat într-o manieră, să spunem, legică, și această legitate a fost surprinsă în analiza pe care a făcut-o unui fenomen sau altul, unui eveniment sau altul autorul. Titlul Interesul Național ca Modus Vivendi cuprinde o serie întreagă de concepte și eu iarăși mă gândeam, citind și titlul și răsfoind cartea, mă gândeam că, într-adevăr, conceptul de națiune este un concept extrem de puțin construit la noi, în limba română, și construcția aceasta aproximativă devine cu atât mai clară cu cât se pune problema să vorbim despre națiune, punând alături Moldova și România ca două state, populația, nu zic popoarele, populația Moldovei și populația României, cetățenii celor două state. Și sunt convins, cel puțin asta e și impresia pe care cartea mi-a dat-o, dar tot ceea ce știu despre Iurie Roșca îmi întărește această idee, că de fapt atunci când a vorbit de interesul național a avut în vedere locuitorii celor două, de pe cele două maluri ale Prutului, și aici este întrebarea ce este națiune la ei și ce înseamnă națiune când ne referim la aceste două comunități separate printr-un râu și ce înseamnă interes național când ne referim la ele. Da, am înțeles că una dintre, sau criteriul pe care îl propune și pe care îl analizează destul de intens și destul de sistematic este acela al religiei, nu? Al religiei ortodoxe. Sigur că România, indiferent în ce graniță am privit-o, națiunea română, indiferent cum am definit-o, nu poate fi desprinsă de ortodoxism, de creștinismul ortodox. Nu putem scoate din istoria noastră creștinismul ortodox, ba mai mult decât atât, aș spune că noi suntem în mare măsură și o creație a acestui ortodoxism creștin de la gurile Dunării, să zicem. Însă, mie personal, mi se pare că este cumva prea puțin și prea puțin delimitativ. Prea puțin putem să, adică folosind numai acest criteriu, care este cât se poate de just, și apropo, tocmai de aceea atacurile la Biserica Ortodoxă Română sunt foarte puternice acum. Pentru că în alte criterii de definire a națiunii române și a identității românești au cam fost compromise. Instituții care puteau să susțină identitatea românească într-o lume globalizată. N-am nimic până la urmă împotriva globalizării ca fenomen natural, adică nici pentru, nici contra. E un fenomen. Împotriva globalismului am discutat, am avut ocazia dimineața, este o altă discuție, globalismul, folosirea puterii pentru a deturna caracteristici sau, mă rog, oferta globalizării în favoarea anumitor jucători ai lumii, asta e o altă discuție, dar în orice caz spuneam că în această lume elementele sau pilonii identității noastre naționale au fost subminați, au fost distruși în mare măsură, rămâne, parcă, mi se pare mie, rămâne ultimul încă în viață, care este Biserica Ortodoxă, religia, și aceasta este atacată. Deci, Iurie Roșca are dreptate când își îndreaptă privirea și își înfige tare condeiul în hârtie pe această temă, doar că mi se pare că acesta este un criteriu insuficient pentru a defini ce înseamnă această națiune română. E mai mult decât atât și în orice caz este și limba care se umple de barbarisme inutile, pentru că limba noastră, sigur, orice limbă e vie și ea se îmbogățește împrumutând cuvinte din alte limbi, ne îmbogățim gândirea, vocabularul are nevoie să reflecte această gândire, însă atunci când deja asistăm la un colonialism, că tot e un cuvânt actual, la un colonialism lingvistic, în care limba începe să fie, cum spun, agresată și infestată cu neologii, cu barbarisme de care nu avem nevoie, care au foarte bine, unul care mă irită teribil pentru că se folosește mereu atașament, sunt mândru că, sau sunt bucuros că aveți arătați atașament față de mine, dar aia nu este atașament ce spuneți dumneavoastră, ci este anexă. Și așa mai departe. Deci, și câte și mai câte. Deci, sigur, da, și limba este un până la urmă, Nicita Stănescu spunea, trăiesc în limba română și eu din ce în ce mai mult îmi zic, dacă vreau să mă definesc ca român, mă definesc ca acela care trăiește în limba română. Știm cu toți, e o banalitate, nu e un mijloc de comunicare, este un mod de gândire care reflectă și un mod de viață, etc. etc. Problema interesantă, însă, în ceea ce privește Republica Moldova, în ceea ce privește cetățenii Republicii Moldova, este, după părerea mea, aceea și, mă rog, cartea, cred că deschide niște orizonturi fără să ajungă la el, dar, la urma urmii, orizontul este acea linie imaginară care se depărtează cu atât mai mult când ne apropiem de ea. Deci, ideea este să vedem, totuși, ce simt moldovenii, adică cetățenii Republicii Moldova, poftim românofoni, dacă vreți să spunem, în legătură cu identitatea lor națională. Ce sunt ei? Ce se consideră ei? Cum se văd ei? Și asta după o experiență sovietică în care, fără îndoială, s-au creat alte criterii pentru definirea identității naționale decât criteriile pe care noi obișnuim să le avem. Nu vreau să intru foarte mult sau chiar deloc mai mult în acest subiect, dar tema mi se pare esențială. Pentru că, până la urmă, există, s-a creat un homo sovieticus. În atâția ani s-a creat un om care se bazează pe, hai să-i spunem, un soi de multiculturalism care tinde spre aneantizare reciprocă, adică nu sunt nici român, nu sunt nici rus, nu sunt nici ucrainian, sunt altceva și elementul de coeziune este adeziunea la un centru politic, cumva, sau la un teritoriu, poate, sau la altceva. De tipul olimpic, olimpic, olimpic. Exact. Deci, eu am văzut, nu poate în Moldova, am văzut în Belarus, oameni care sunt sovietici. Și nu aduc nicio conotație negativă, nu fac decât o constatare. Ori, atunci când noi vorbim de interesul național, și eu n-am cum face să nu mă gândesc la interesul național în ansamblul său, da? În această situație mă gândesc, bun, ce înseamnă național într-o parte și ce înseamnă național în partea cealaltă. Și aici eu cred că e un început de discuție foarte fertil în a carte și în general în tot ce scrie și spune Iurie Roșca, dar e un început, treaba trebuie continuată. Și ultima chestiune pe care vreau să o spun este într-adevăr legat de... Am auzit atâtea discursuri în care de ultima chestiune e a treia, a patra, a cincea, deci nu vă faceți, nu vă bucurați încă, s-ar putea să mai găsești ceva, dar printre ultimele, să zic, este legată de această descriere a Statelor Unite, a Americii, ca fiind, cum să spun, o amenințare împotriva idealului nostru național și, pe de altă parte, o revenire la ortodoxie ca fiind soluția care ne apropie de estul nostru, de vecinătatea noastră estică. Bun. Chestiunea cu Statele Unite este foarte complicată, zic eu. Adică, nu complicată, este mult mai complexă. Este mult mai complexă. Până la urmă, Statele Unite sunt o putere decadentă, este clar. Sunt o putere, nu mai revin asupra teoriei, care încearcă acum să scape cumva de un neoconservatorism care i-a distrus bazele până la urmă, dar a distrus și simpatiile aliaților săi. credința noastră, încrederea noastră în acest model american, trebuie să căutăm un alt model, inclusiv pentru că americanii caută un alt model pentru lume, acesta nefiind sustenabil nici pentru ei în acest moment. Instinctiv sau din calcul, actualul președinte american încearcă să găsească o altă cale decât cea pe care am fost obișnuiți să o vedem în cadrul așa numitei Pax americană cu Statele Unite, atât învățătorul principal care ne dă nouă lumina și valorile și jandarmul unic care ne păzește să deviem de la linia corectă. Deci cred că și acolo este o mare schimbare. Însă, dincolo de asta, nu cred că putem, din cauza că nu ne place neoconservatorismul american și avem toate motivele să nu ne placă, nu putem să respingem o anumită idee de globalizare, o integrare a noastră într-o cultură mai amplă, mai diversă, mai bogată, bogată în sensul moral al cuvântului, ci bogată în sensul ingredientelor care se pun în... și nu putem, cred, să ne refugiem în Orient. Nu cred că ne putem refugia în Orient, chiar dacă, sigur, suntem la porțile Orientului cel puțin și dacă acest Orient ne oferă nu numai influențe, dar ne oferă chiar aturi, după părerea mea. Cu asta pot să fiu de acord. Deci, închei așa. Este ceea ce îmi inspiră mie această carte, cum spuneam, care este un mozaic din mai multe texte scrise separat. Eu cred că trebuie să, în primul rând, să spunem, să ne găsim noi propria noastră identitate. Să definim cine suntem noi. E mai complicat, cred, spuneam, pentru moldoveni, în sensul geopolitic al cuvântului, dar nu este, nici la noi problema nu este clarificată și cred că aici este într-adevăr un drum de parcurs. A doua chestiune, odată identificată această apartenență noastră, o anumită cultură pe care noi trebuie să ne o definim și asumăm, cred într-adevăr că trebuie să avem propria noastră concepție asupra modului în care globalizarea poate să ne servească și să ne găsim un loc în această lume globală, care globală va rămâne, adică globalizată va rămâne, nu va fi altfel. Nu va fi o lume americană, de asta sunt aproape sigur, dar ceea ce nu înseamnă că nu va fi o lume influențată și de America, adică americanii vor pierde influența, dar în orice caz este obligația noastră, cred, și nevoia noastră, obligație care decurge din nevoia noastră de a ne găsi un loc în această globalizare, nu apelând neapărat la trecut, ci definindu-ne identitatea, care sigur că include elementul trecut, timpul trecut, să ne raportăm la o lume nouă pe care cred eu că avem și capacitatea de asemenea să o definim. Într-o mică măsură, nu putem noi să fim arhitecții lumii, ordinii noi, dar sunt convins că această ordine nouă, dacă noi vrem, poate să fie influențată și de gândirea noastră, cu condiția să gândim ceva în sensul acesta. Evident că nu am povestit cartea, nu mi-am propus asta și nici n-ar fost bine, dar sper că din ceea ce am spus a rezultat faptul că această carte este necesară, că ea incită la comentarii, la reflexii și fără îndoială că va trezi, mi se pare că ați spus-o înainte, va trezi și controverse. Este imposibil. Dar asta este lucrul poate cel mai bun. Pentru că dacă fie rămânem indiferenți în fața unei cărți, fie suntem cu totul de acord cu tot ce scrie acolo, înseamnă că acea carte este inutilă sau nu și-a atins ținta. Dacă ea, într-o lume complicată și complexă ca a noastră, naște controverse, atunci înseamnă că autorul bine merită, să zicem, de la națiune, indiferent ce înțelegem prin națiune. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim!